voi ați discutat cu ei, dar ați fost prin case? Bre, nu prea am fost, dar au zis ei că ne ajută, că ne, o să ne explice, dar deja unii din sat știu. Gata. Ne-am mai uite ce am găsit prin comună pe aici. Era un afiș. Da? Un afiș cu ajutor social, nu știu ce e asta, am găsit-o într-un geam. Stai aici. Băi, eu când îți zic ceva, Când ți-am zis de patru zile la Neam Marin. Și era un număr aici de telefon, de-aia am și sunat că nu știam al cui e. Zic, voi ați făcut chestia asta? Nu, noi, cum să facem noi Neam Marine? Eu, Liviu și Andrei, nu, noi n-am făcut. Bine. Eu uite, cine a pus? Ce se pune? Cine dacă a pus? Așa știm atât de mine, bre, că cine a pus afișul ăla, ai scrisul tău? Noi. Stai un pic. Ai scrisul tău? Un pic. Noi spune tu cine sunt. Dacă ești top să poate discuta cu tine, merește bine. Dar nu mă că și așa ce hârtie, uite, aceeași hârtie, vezi? Da. Aceeași hârtie și pixul la fel. Să vină la Neam Marin timp de 4 zile, e nou primar din oraș și nu știu ce. Băi, sifonar pe ăsta. Iubitul la cântăreață, ia ascultă-mă un pic. Nu, Cătălina Ladei. S-a înțeles greșit, nu este sifonar. El se dă pe lângă Neam Marin ca să se pună bine. Să-i meargă bine. Că el a văzut la televizor că Neam Marin nu e un om cu care să te pui. Deci așa, băiatul, tati, domnul, da? Domnul primar. Pe cuvântul nostru. Păi, cât de prost să fii, să pui secunde. Telefonul meu. Păi, bă, nebunule, consilierii cui suntem noi? Cine candidează la primărie? Un cine? Om. Omul ăla, cum poate fi găsit? Printr-un număr de telefon. Cum poți să ajuți oamenii satului dacă nu ești cu ei? Cui vrei să-i dau? Și știi cărțile alea de vizită de le-ai dat mata? Și pe alea i-am dat. Nu pot să cred că voi doi asta ați făcut. Să sune cine are nevoie de ceva sau de ceva, să sune la omul ăsta. La primărie. Omul e deschis. Și singur. Și singur. Te-ai trist, ai singur, eu când te-am găsit. Uite, acum să-ți când începe lumea. Mi-e foame, nu mă interesează. Evident, după ce am muncit, între ghilimele, o zi întreagă, mă rog, jumătate de zi că am mers pe jos foarte mult, mi s-a făcut foame. Băi, eu zic așa, hai să rugăm pe oamenii ăștia, poate ne dă și ceva să mâncăm aici. Eu nu rog pe nimeni, păi mă duci la restaurant. Ia vine, mă, eu? Să te duc eu la restaurant pe tine. Da. De, eu am venit de 100 de ori. De fiecare dată ai avut să ne dai mâncare și la prânz și seara. Acum când ești primar, trebuie să ne descurcăm aici. Ești primar, trebuie să ne descurcăm aici. Puteți să ne dea să mâncăm aici? Neam Marin, mă spune, tu te vorbește cu doamna să ne dea ceva de mâncare, dacă ne dă. Cere ceva de mâncare. No money, no food. Hai, mă, du-te odată dacă am zis că ies din fire. Am zis odată, de dore. Ce bani mă vrei? Să mă duci undeva, ce mănâncă la oamenii ăștia pe aici? Canase Express, aveți ceva să ne dați de mâncare, că suntem leșinați de foame. Am alergat toată ziua. Neam Marin e primar, dar... Nu-i gata prăcinta, nu-i gata prăcinta. Ciorba, nu-i gata. A, mai stăm atunci. Da. Ok, mulțumim. Am rezolvat, domn primar. Atunci, facem în așa fel încât masa asta, băi, masa asta, o scoatem, uite acolo. Tot pe întinde mâna, tot pe te rog frumos, tot pe ăla, tot pe ăla. Du-ne undeva să mâncăm dacă tot vrei să faci ceva cum trebuie. Eu am început să le spun lucrurilor pe nume. E o cerșătorie tot ce face Neam Marin. Ți-e rușine de oamenii ăștia să-i rogi? Poate oamenii au și ei, pentru că au copii. 4 farfurii de mâncare, le iei tu să le mănânci? Și mă, care-i faza? Noi nu înțelegeam ce se întâmplă, deci noi nu știam dacă e o glumă. Sau e pe bune? Ce? Și cum mâncăm așa? Așa? Sper să nu fie ciorbă. N-ai mâncat niciodată în pantă, fire a***a? N-ai mâncat în pantă? Ai întrebat și mata dacă copilașii au mâncat? Un fake. Primar fake, totul fake, muncă fake. Ce să mai... Exact. Nu pot să mă la oamenii ăștia acasă, Gogul. A făcut și ei mâncare pentru ei, ești nebun? Și unde? He? Unde? Avem mașină, avem șofer, avem... Ce vrei tu? Ne-a prins aici? Stai să mă arăt. Ne-a prins aici. Ce zici acum? Ce zici? Nu, 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 nu! Linie, de drumul la Rica!
Cine? Uite așa, când eram eu ca voi. Și eu am. Întinde palma. Și eu am. Întinde palma. Deci da. Întinde. Și eu am luat asta. Întinde palma. Mi-ai dat cu piciorul, bre, nu mai pot să întind nimic, numai. Dar nu e frumos, bre, ne. Du-te și. Am glumit, am glumit. Eu am. Gata, gata. Hai, eu am zis. Hai, lasă. Auzi ce vreau să zic? Ia, ascultă-mă un pic. Mai stricat, dă-te la o parte. Dă-te, dă-te, dă-te. Ia să scut? A, da. Ce faci? Păi nu ți-l-ai lăsat pe ăsta aici? De ce l-ai lăsat pe ăsta? De ce l-ai lăsat pe ăsta aici? De ce l-ai lăsat pe ăsta aici? Neamărin, când nu are soluție, ce face? Primul lucru pe care îl face Neamărin când nu are soluție. Dă cu palmul. Primul lucru, devine violent pentru că își dă seama că n-are ieșire. Și atunci ce? Băi, pleca, băi, 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 băi. Hai, lasă-l la masă că vă servesc eu. Nu stați, mă, lasă turbatul ăla să stea acolo. Noi așteptam, am aranjat frumos masa, ne-am pus la masă și așteptam să vină mâncarea. Dar n-am mâncare, Neamărin. Ce? Ce? Ce mâncare? Ce? Ce? Așa, o plăcintă. Acum am scos-o din cuptor, plăcintă cu iaurt și cu brânză. După care aflăm că domnii aveau mâncare, dar n-aveau suficient de multă mâncare ca să ajungă pentru, și pentru ei, dar și pentru noi, și șapte oameni. Fiind șapte oameni. Hai atunci, pânsați să găsim să mâncăm, hai! Cum să găsim? Ia găsește-le la Marine! Ia. Bă, nu-ți bate joc de noi, bă, aici, du-te aici, vino! Primar, cu mâinile în buzunar, ia uite cum fluieră. Mamă, grată de apă, era bună aici, îl făceam praf. Ia-o din loc, pic, că se apropie. Tirează-o că e gros. Ia uite. Da, și unde mâncăm? Păi unde mâncăm, Neamărine? Păi unde să ne organizăm? La organizează-te, mă! Pe ce primar e, bă, nene, bă? Gata, mă, să-i ia-l! Domn primar! Domn primar, nu se fuge de responsabilități! Băi, eu am plecat! Unde mergem? Hai, unde mergem, bre? Hai! Hai, după ei! Până la urmă a început revoluția. Ce face poporul când e foame? Iese afară și face revoluție. Am ieșit și am început să strigăm. Ne e foame, 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 ne e foame. Atunci am devenit adeptul lui Liviu, pentru că a luat atitudine și a creat o revoluție, domne. Noi vrem mâncare, noi vrem mâncare, poporul vrea mâncare. Dă-ne să mâncăm! Dă-ne să mâncăm! Hai, veniți aici! Dă-ne să mâncăm! Veniți aici, uite la nenea să vă dau să mâncați! Hai! Prune, vreți să mâncați prune? Nu, vrem o ciorbă ceva, o mâncare adevărată! A fost momentul în care l-am simțit pe Neamărin nesigur, unul dintre puținele momente în care l-am văzut ușor speriat. Eu ceva se întâmplă cu Neamărin, nu știu ce, dar ceva se întâmplă. Îi depășești, văd că nu mai zici ce vorbești. Simțeam că am făcut depresie pe bază de foame. Lasă-l, mă, să-și pună... Ah. Poporul vrea mâncare! Poporul vrea mâncare! Poporul vrea mâncare! Uite, acum mi-e foame și mai rău. Până la urmă a ieșit un fel de revoluție, o semi-revoluție, așa. A ieșit plăcinta din cuptor. Eu eram jos acolo, am luat o bucățică să văd dacă e bună sau nu. Era foarte bună. Dacă nici eu nu mă descurc, nu se mai descurcă nimeni. Ia. E caldă și ce bune? Cu ce? Cu ce? Cu brânză? Bungă. Ce de comun că brânză și toate gândurile mă luau, deja aveam halucinații, vedeam numai mâncare pe stradă, mă săturasem și de prune și de apă și de toate. Descurcați-vă fiecare, hai! Băi, voi mâncați? Nu! No! Ce mâncați? Nu mi se pare normal! A, te-ai dat cu consilierii, Miliana? Păi noi am cerut și voi mâncați? Păi noi nu mâncăm, gustăm, să vedem ce ne-am dădeai. Lasă jos! Mamă, ia-o după mașină. Hai, dați-i drumul la mâncare, hai! Unde? Căutați-vă, privește! Bă, Neamărine, ne-am plimbat, atâta, nu merităm. Căutați și noi ceva și de mâncare. Neamărine, că mor aici! Hai, dați-i drumul! Neamărine, ai cât? 4.000, 5.000, 6.000 de lei în buzunar? Du-ne și pe noi la restaurant! Dă-ne, bă, să mâncăm!
Ce să vă dau? Doamna a scos plăcinta aia pe masă, a tăiat-o, mirosea și mie mi-era foame. Aveți bani la consilier? Duceți-vă și mâncați. Păi n-a zis că primarul dă de mâncat și de băut? V-am păi dat. Și acum ce se întâmplă cu plăcinta aia, că nu înțeleg. Asta uite, vă uitați la noi cum mâncăm noi. Păi de ce? De foame. De proști ești. Ai făcut grevă. Dacă nu făceai grevă, acum mâncai. Păi da, nu trebuie să mănânci o mâncare ca om, mănânc plăcintă. Simțeam că am făcut depresie pe bază de foame. Nu știu dacă există chestia asta, dar dacă nu există, am inventat-o eu acum. Depresia pe bază de foame. Cu burta goală. Hai, mersi, bă, da proste. Ia uite cum mănânc din asta să se umfle foietajul ăsta în mine, să mor, să crăp, să se facă pietroi. Neamărin chitrosu, neamărin chitrosu, neamărin chitrosu, neamărin chitrosu. Sunt unul dintre eroii care s-a războit în răscoala lui Neamărin. Țipau, urlau, dă-ne să mâncăm. Cred că niciodată n-a fost atât de gălăgie în satul ăsta liniștit. Poporul vrea mâncare, poporul vrea mâncare. Dar noi am insistat, vrem mâncare, adică lasă Caterinca, dă-ne să mâncăm, că nu e așa. Hai aici în mașina asta.